Constanțeanul de 19 ani, Alexandru Bașdechi, a cerut pe 21 august la Tribunalul din Constanța dizolvarea Consiliului Local. Totul a început după ce aleșii locali l-au ignorat când a cerut subvenția de 50% pentru transportul în comun ca președinte al Asociației Elevilor. În aceste condiții, Alexandru a decis să monitorizeze toate ședințele Consiliului și așa a observat că timp de două luni aleșii nu s-au mai întâlnit. Ultima ședință de Consiliul Local fusese pe 23 iunie și pe luna iulie n-a fost niciuna. Am verificat legea administrației publice locale. Există o situație de dizolvare de drept dacă Consiliul Local nu se întâlnește două luni consecutiv. Tânărul a spus că nu are nevoie de avocat, iar la redactarea cererii de chemare în judecat a fost ajutat de un alt student. Acum Tribunalul din Constanța urmează să stabilească primul termen în acest proces. Dacă oamenii ar interacționa cu aleșii locali mai mult, să-i tragă la răspundere pentru votul lor în organismele din care fac parte, poate că și ar fi mai responsabili. Tânărul a depus și o plângere penală împotriva primarului Radu Mazăre pentru abuz în serviciu, tot pentru că nu vrea să acorde elevilor subvenția de 50% pentru transportul în comun. Am considerat că problema nu va fi rezolvată pe cale amiabilă și că reprezintă un abuz. Efectiv, încălcarea legii. Am depus o plângere penală așadar în luna aprilie, iar luna iunie am fost înștiințat că s-a dispus începerea urmăririi penale.